Această emisiune se adresează și persoanelor cu deficiențe de auz. Bună seara, stimați telespectatori! Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Panoramic. Avem plăcerea să revină în studio domnul viceprimar al municipiului Târgu Jiu, Adrian Tudor, căruia îi spunem bun venit! Vă mulțumesc pentru invitație, o seară frumoasă tuturor! Nu e întâmplătoare invitația, sunt foarte multe activități care se desfășoară la Târgu Jiu, chiar și în această săptămână, cu conotație centenar, dar sunt și altele care sunt prevăzute pentru perioada următoare. Practic, dacă ar fi să concluzionăm așa la ce ne așteaptă în lunile următoare, cred că una din capitalele culturale ale României se mută la Târgu Jiu. Sigur, ne place să spunem acest lucru, că Târgu Jiul se poate considera o capitală culturală atunci când vorbim de anumite activități în acest domeniu. Bineînțeles, cele mai multe resurse financiare, logistice și de timp le alocăm proiectelor dedicate centenarului Marii Uniri. Activități, mare parte dintre ele le-am derulat până acum, apreciate și la nivel local și la nivel național. Nu întâmplător, toate, să zicem așa, proiectele dedicate centenarului au fost acceptate la finanțare de Ministerul Culturii. Toate care au fost depuse, sigur că da, au fost 4 astfel de proiecte. Le putem și enumera: finanțarea unei reviste de benzi desenate adresată copiilor, bineînțeles, cu povestea eroilor noștri de la Gorj, Ecaterina Teodoroiu, în primul și în primul rând, comisarul Popilian, aviatorul Vasile Craiu, și sperăm să fie timpul necesar și să putem realiza și un episod cu Victor Popescu. De asemenea, un alt proiect care a fost finanțat de către Ministerul Culturii este înființarea, inițial s-a dorit a se numi Muzeul Ministerului Trebilor din Lăuntru, un muzeu al Ministerului de Interne cu o istorie destul de bogată când vorbim de activitatea acestui minister în județul Gorj și când vorbim de gorjeni care au activat în acest minister, începând sau care s-au ocupat de prerogative pe care le are acum acest minister, începând, putem spune, chiar de la voievodul Litovoi, Tudor Vladimirescu, Vasile Lascăr, bineînțeles, și poate cea mai importantă figură pe care a avut-o acest minister în primul război mondial, comisarul Ioan Popilian. Eroul de la podul Jiului. Eroul de la podul Jiului. De asemenea, un alt proiect pentru care am obținut finanțare este realizarea și editarea volumelor de documente din Arhivele Naționale Serviciul Județean Gorj, un proiect pe care l-a demarat profesorul de istorie Gabriel Sarcină și un proiect care a fost susținut din prima clipă de Comisia Centenar de la nivelul municipiului Târgu Jiu. Tipărirea primului volum deja a avut loc, vor urma o serie întreagă de întâlniri cu istorici pentru a prezenta această lucrare, pentru că în viitor, când se va face o cercetare despre Gorj și primul război mondial, cu siguranță toți vor trebui să țină cont de documentele care va pleca, sunt publicate. Deci orice cercetare va pleca de la această lucrare masivă și în același timp extrem de valoroasă. Este una din aparițiile impresionante, putem spune, la nivel național, vorbind de centenar. Am reușit să o edităm și în condiții grafice deosebite și am reușit de asemenea să tipărim și în format electronic pentru a fi mult mai ușor cercetătorilor în viitor să găsească anumite nume de persoane, localități sau alte cuvinte cheie de care au nevoie atunci când fac o cercetare. Urmează încă 2 volume cel puțin ale domnului profesor Gabriel Sarcină, o muncă titanică, îl cunoașteți și dumneavoastră, din 2013 stă în arhivele județene și a transliterat toate documentele legate de primul război mondial. De asemenea, un alt proiect pentru care am reușit să obținem finanțare de în partea Ministerului Culturii prin proiectul național centenar este congresul dedicat ansamblului Constantin Brâncuș de la Târgu Jiu. În 27 octombrie se vor împlini 80 de ani de când panglica a fost tăiată la
De când Târgu Jiu a primit această și, minunăție sigur, care de este când Târgu Jiu a preluat din partea Ligii Naționale a Femeilor Gorjene această comoară. Suma totală se apropie de 2 miliarde și jumătate lei vechi. E o muncă titanică în perioada următoare pentru că ne dorim să cheltuim acești bani și să îi folosim în interesul cinstirii centenarului la noi în județul Gorj. Bine, sunt extrem de multe activități, multe au însă bătaie națională, ceea ce e mult mai important. Una e să faci o activitate culturală de impact aici la Gorj, dar care să rămână în interiorul granițelor Târgu Jiului sau Gorjului, și alta să ai bătaie, mă gândesc că apropo de Congresul Brâncuș, că putem să-l numim așa, având în vedere că vin foarte mulți specialiști în Brâncuș la vremea respectivă, inclusiv se desfășoară sub președinția, sub un altul patronaj al președintelui României. Înseamnă foarte mult și nu pot să spun în țară decât foarte puține manifestări că se fac sub o asemenea anvergură. O reușită a echipei, a managerului de la Centrul de Cercetare Constantin Brâncuș și a domnului Doru Strâmbulescu în acest sens, într-o bună colaborare pe care o avem cu președinția României, cu domnul consilier Sergiu Nistor, care a susținut și ne-a ajutat foarte mult și la întocmirea în bune condiții a dosarului de candidatură în patrimoniul mondial UNESCO, ansamblului de la Târgu Jiu. Ne dorim, bineînțeles, să fie prezente personalități de renume mondial, vor fi cercetători în acest domeniu, brâncușologii din străinătate, participanții la Târgu Jiu, reprezentanții ai marilor muzee care au în custodie sau în proprietate opere Constantin Brâncuș, și aici discutăm și de Guggenheim și de Muzeul MoMA din New York, și discutăm, bineînțeles, și de reprezentanții de la Georges Pompidou, doamna Doina Lemni, curatorul atelierelor Brâncuș de la Georges Pompidou, fiind unul din vectorii în organizarea acestui congres, ne-a ajutat și ne ajută foarte mult în acest sens. De asemenea, vor trebui să fie prezente aici ambasadele prin reprezentanții săi, cel puțin ambasadele care au reprezentanți în comitetul director UNESCO. Pentru că va trebui să tragem o singură concluzie în acest congres, în urma acestui congres. Și aici, de asta am și invitat brâncușologii care au făcut o cercetare în acest domeniu, că opera fundamentală a lui Constantin Brâncuș este cea de la Târgu Jiu. Concluzia pe care a tras-o Constantin Brâncuș în arta sa este ansamblul de la Târgu Jiu, închinat eroilor neamului căzuți în primul război mondial. Da, o idee interesantă și demnă de a fi promovată, mai ales în urma unui asemenea congres. Spuneam că sunt foarte multe manifestări la Târgu Jiu și dacă vorbim în această săptămână, sunt două activități importante. O să încep însă, având în vedere că avem viceprimarul responsabil cu problemele de cultură de la nivel de Târgu Jiu, dar pe lângă problemele strict culturale, avem și unele colaterale. Și eu și foarte mulți dintre cetățenii orașului așteaptă de ceva vreme și știm că lucrați la asta, ca acel sarcofag, acel monument dedicat Ecaterinei Teodorescu să fie restaurat, mai ales în anul când, iată, comemorăm, adică sărbătorim centenarul, comemorăm dispariția Ecaterinei Teodorescu în urmă cu 101 ani. Domnule profesor, lucrurile au evoluat în acest proiect. O firmă de specialitate a câștigat licitația, s-au semnat contractele. În acest moment, primăria încearcă să găsească un diriginte de șantier specialist în restaurare piatră, componente artistice. Am constatat așa cu tristețe că în România sunt foarte puțini. Este o perioadă plină și pentru ei, și aștept zilnic, suntem în discuții telefonice și încercăm să achiziționăm acest serviciu. Îmi doresc, sincer, să nu fie oricine, să nu ajungă în jurul acestui monument
persoane care sunt contestate, să nu ajungă în jurul acestui moment persoane care de-a lungul timpului au creat scandaluri când a fost vorba de patrimoniul cultural al municipiului Târgu Jiu. Cu încredere, cu încredere în bunul Dumnezeu, în perioada următoare va trebui să începem lucrările pentru acest proiect. Va fi restaurat în acest an, având în vedere că practic suntem cu toate documentațiile, cu banii, cu tot ce trebuie? Trebuie să fie restaurat în acest an și ar însemna să alocăm pentru anul următor din nou fondurile, n-ar fi o problemă în mod special. Este o lucrare foarte complexă, foarte complicată. Normal că mulți sunt speriați și pentru a găsi o firmă în România care să poată să lucreze, să aibă specialiști, a fost foarte greu. Licitația a fost reluată de câteva ori până când o firmă s-a angajat în acest sens. Trebuie să aibă o echipă de specialiști în spate, o echipă de restauratori, de arhitecți, de artiști vizuali care să știe ce au de făcut acolo. Bun, pe de o parte avem acest, cum spuneam, acest monument care amintește de Ecaterina și care deci sperăm să-l avem refăcut în acest an. Pe de altă parte, în această săptămână, când se marchează cei 101 ani scurși de la dispariția Ecaterinei pe frontul din Moldova, există, să zicem, momentul marcat la Târgu Jiu. E adevărat că aici e o colaborare cu Consiliul Județean sau este o acțiune a Consiliului Județean? În acest an, Consiliul Județean a preluat să se ocupe direct de comemorarea 101 ani de când Ecaterina Teodoroiu a trecut la cele veșnice. Miercuri vor fi o serie întreagă de manifestări. Au fost deja puse și transmise, puse pe profilele astea de socializare. Noi, Comisia Centenar de la nivelul municipiului Târgu Jiu, fiind implicați foarte mult într-o altă acțiune, pentru că vineri, pe 24, se împlinesc 100 de ani de la ultimul zbor pe care asul aviației române, capitanul aviator Vasile Craiu, l-a efectuat. Și nu este puțin lucru că Vasile Craiu este gorjan, s-a născut în Novaci, a crescut în Târgu Jiu și mai departe cariera a urmat-o școala la București și cariera militară la București. Când vorbești de aviație, în primul război mondial, francezii vorbesc de Roland Garros, iar noi vorbim de Vasile Craiu. Din păcate, un erou care a fost uitat. Un erou care, în ultima perioadă, și aici și dumneavoastră vă mulțumesc pentru sprijinul acordat ca profesor de istorie, am reușit să obținem foarte multe informații despre capitanul aviator Vasile Craiu. Am reușit cu tristețe cu toții să aflăm că nu îi se mai cunoaște mormântul, dar nu știm exact, de onoare. Da? Și să aflăm cu tristețe că multă lume din gorjul său natal nu știa despre acest erou. Dar iată că lucrurile ușor-ușor sunt îndreptate și vineri, pe 24 august, în Târgu Jiu vor avea loc o serie de evenimente închinate cinstirii memoriei aviatorului Vasile Craiu. Printre aceste evenimente, la ce se aștepte și târgujenii sau și gorjenii care se uită acum la noi și vor veni la Târgu Jiu? De ce să vină la Târgu Jiu pentru aceste manifestări? Ce vor găsi? Am împărțit în două manifestările. Manifestările pentru publicul larg, care nu e interesat neapărat de discuții, de seminarii unde se va discuta despre personalitatea lui Vasile Craiu. Dimineață la ora 10 și aici va trebui să facem un efort cu toții să participăm la acest moment. La ora 10, la Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel, se va face o slujbă de pomenire în memoria Vasile Craiu și mulțumesc aici și preoților care activează și slujesc în Biserica de pe Calea Eroilor. La ora 11 urmează lansarea cărții Vasile Craiu. Nu doar cartea este interesantă, povestea, apariția acestei cărți este interesantă, pentru că
în urma unor serii de întâmplări fericite, am reușit să găsim la București un publicist, un om extraordinar, domnul Dan Antoniu, care avea o arhivă, a publicat mult despre aviația română și avea o arhivă impresionantă despre eroul nostru, fotografii, documente, brevete, fotografii de când era copil Vasile Craiu și era elev la gimnaziul la actualul Colegiu Național Tudor Vladimirescu. Deci iată încă un erou care a trecut prin băncile acestei unități de învățământ din Târgu Jiu. O carte care vorbește despre viața acestui erou, dar care cinstește în ultimile sale pagini toți piloții români ai armatei române din primul război mondial, pentru că am luat hotărârea ca în ultimile pagini acestei cărți să fie publicate fotografiile cu toți piloții români din primul război mondial, pentru care am avut fotografii în acest sens. Deci iată că Vasile Craiu la 100 de ani mai face un gest pentru camarazii săi. Da, e interesantă ideea. Una dintre surprize, din ce știu eu, este că vom avea și un avion la Târgu Jiu. Înainte de a vă vorbi despre avion și vorbim în premieră despre această poveste, vreau să vă spun că tot la Muzeul Județean va fi vernisată expoziția filatelică Aeronfila. Este a 34-a ediție a acestei expoziții închinată aviației române, piloților aviației române și unde veți vedea, nu fizic nu vom avea aceste timbre de care vă vorbesc în momentele următoare, dar veți vedea imagini cu cele trei timbre care au fost închinate chiar lui Vasile Craiu, pentru că a fost primul pilot român căruia i s-a închinat o serie de timbre chiar la 10 ani de la ultimul său zbor. Îmi place să folosesc acest termen pentru că el trebuie să rămână viu în memoria noastră măcar de acum încolo, după 100 de ani, dacă nu s-a putut în ultimii 100 de ani. Nu, povestea este interesantă apropo de Vasile Craiu, pentru că primii ani de după dispariție, primele decenii, a fost foarte cunoscut, practic a ieșit din manualele de istorie și reintră iată acum la 100 de ani, practic acum se fac eforturi. Din păcate, toți eroii care i-a avut România în primul război mondial au avut de suferit de pe urma programe școlare impuse de la Moscova. În mare parte sau de oameni care n-au știut decât să vadă din acel unghi programa școlară. Că aici vorbim nu doar de Vasile Craiu, ci vorbim de cel puțin de toți eroii noștri gorjeni. Greu, dar a scăpat Ecaterina Teodoroiu pentru că avea și o poveste impresionantă, dar despre Victor Popescu târziu s-a realizat un film artistic, Bătălia din Umbră, despre bătălia de la Podul Jiului, care e unică în istoria omenirii, de niște copii de 13 ani luptă împotriva armatei germane și austro-ungare și resping atacul acestora. Iată că nu s-a vorbit în cărțile de istorie. Despre Vasile Craiu, bineînțeles, despre generalul Rasovicianu, ce personalitate a fost, de asemenea, nu s-a discutat și aici fac o paranteză și vă pot spune cu bucurie că avem deja scanate aproximativ 100 de scrisori, o corespondență extraordinară a generalului Rasovicianu cu diferite personalități, inclusiv cu Iorga, cu mareșalul Antonescu, care de asemenea va trebui să le publicăm pentru ca istoricii, cercetătorii să le aibă la dispoziție. Sunt dintr-o colecție privată a unor urmași din familia marelui general Rasovicianu. Și acum, pentru că ați dezvăluit surpriza și sunt nevoit să o spun, vineri, de joi seara de fapt, în centrul municipiului Târgu Jiu va poposi avionul celui ce a fost Traian Vuia. Copiii, târgujienii, tinerii,
bătrânii, cu toții vor putea să vadă avionul cu care a zburat Traian Vuia. Normal, nu putem aduce un original, aducem o replică scară 1 la 1 care acum a poposit la Bruxelles în ultima perioadă și va ajunge. Deci unul la fel, nu la Târgu chiar Jiu, cel, dar așa este funcțional, da. Sigur că da, este funcțional. Și acolo pentru publicul larg vom vorbi și despre eroul nostru aviator, despre Vasile Craiu. 1000 de cărți poștale sunt în tipar pentru ca cetățenii care vin să vadă acest avion să primească o fărâmă din memoria acestui pilot. Până la urmă, personalitatea lui Vasile Craiu trebuie redescoperită și așa se poate face, mai ales pentru tânăra generație. Bun, specialiștii, iubitorii de istorie vor avea acces la această carte care se face. Dar, în general, tânăra generație și mai ales cei mici sunt mult mai atrași de imaginea efectivă, de fotografiile care le vor face cu avionul. Sigur. Și eventual să vadă și acea expoziție de la Muzeul Județean. Muzeul Județean. Sigur că da. În afară de expoziția de timbre, vom avea la Muzeul Județean și o expoziție de documente și fotografii despre Vasile Craiu, despre aviatorul Vasile Craiu. Povestea lui este impresionantă. Te cutremuri când vezi că atunci când a treia oară a căzut cu avionul și a fost fatal, mai avusese două accidente, dar se crea o emulație când Vasile Craiu zbura deasupra liniei frontului, pentru că îi se cunoștea și stilul de zbor, era un nonconformist și un curajos atunci când pornea la atac și se știa și cam ce model de avion pilotează și soldații români din tranșee căpătau o încredere fantastică, toți strigau, e Craiu pe cer și el ne va apăra și își va face datoria. La un astfel de zbor însoțea cu avionul de vânătoare un alt avion de care aprovizionau anumite zone. A fost atacat acest convoi de trei avioane germane. S-a aruncat efectiv fără să stea pe gânduri împotriva lor. A fost rănit destul de grav. În omoplată a fost rănit, clavicula ruptă și a reușit să biruiască. Cele trei avioane germane au părăsit câmpul de luptă. Era cunoscut și în rândul armatei germane. Era considerat o spaimă așa pentru armata germană. Aproape în stare de inconștiență a aterizat cu avionul. Un alt avion a aterizat după el și l-au preluat și l-au dus la Galați la spital. Nu cred că a fost medalie acordată în primul război mondial pe care Vasile Craiu să nu fi primit-o, inclusiv de la mareșalul Bertlot. Crucea de război a fost primită de Vasile Craiu. Și iată că omul ăsta a făcut atât de multe pentru istoria noastră. Avea 23 de ani când a zburat ultima dată, încât putem și noi să-i alocăm poate 5 minute pe 24 în 24 august, atunci când se împlinesc 100 de ani de la dispariția sa. La 18:45 de minute s-a prăbușit cu avionul și poate că atunci e bine să fim cât mai mulți în piața prefecturii, lângă avionul lui Vuia, unul din pionierii aviației mondiale, cinstind memoria eroului nostru. Și nu trebuie să ne oprim aici, pentru că spuneam cu regret că Vasile Craiu, după ce a fost mormântat atunci în 1918 la Bârlad, după 10 ani aproape, este adus acasă la Târgu Jiu și reînhumat în cimitirul de onoare. Și din păcate nu îi se mai cunoaște mormântul, dar avem obligația ca în cimitirul de onoare să amplasăm o placă comemorativă care să vorbească despre asul aviației române, Vasile Craiu, care a fost gorjan și care își doarme somnul de veci acasă, la Târgu Jiu. Da, primăria Târgu Jiu a reușit, printre altele, ați reușit în comun să scoateți și o medalie cu aceasta. Chiar ar fi bine să o arătăm și telespectatorilor. Este o medalie
In memoriam la 100 de ani capitanului aviator Vasile Craiu. Pe spate, de asemenea, are un desen extraordinar de frumos cu avioane în luptă. Chiar avionul lui Craiu este reprodus aici, un Newport, dacă nu mă înșel, și două avioane germane. Vorbește și despre expoziția Aeronfila 2018, care are loc la Târgu Jiu. În aceste zile avem aici alături de noi oameni din domeniu care au venit să aranjeze și expoziția de timbre și care sunt pasionați de istoria aviației române și care spun așa cu regret că, din păcate, doar la Târgu Jiu se întâmplă ceva în an centenar când vorbim despre eroii aviației române. Ăsta este și motivul pentru care am dorit ca în această carte să apară și ceilalți piloți cu fotografiile lor. Nu e puțin lucru să aflăm din carte că a fost coleg de școală militară cu principele Nicolae, Vasile Craiu, că avea un, am spus și mai devreme, un stil de zbor non-conformist, că nici nu stătea pe gânduri când auzea că se apropie aviație inamică, sărea în avion și imediat se ridica de la sol. Bine, la vremea aceea să nu și imagineze și vor vedea și aveți să nu și imagineze cineva că vorbim de această aviație de acum supersonică și alte lucruri. Era altceva și atunci conta foarte mult pilotul, acum contează aparatura și mai puțin contribuția celui de la manșe, atunci era altceva. Dar pentru că vorbeam de Vasile Craiu, ca să-l păstrăm în memorie, e clar, efortul acesta făcut în ultimii ani și mai ales evenimentele din următoarele zile, reimprimă această personalitate în memoria colectivă. Cu toate acestea, poate ar fi mai mult de făcut, mă gândesc, să fie identificat până la urmă mormântul în cimitir. Și a doua chestie, poate să avem și o stradă sau, nu știu, o instituție care să-i poartă numele. Punctat acest lucru. Am reușit ca în cadrul Școlii de Aviație Superioară de Aviație Civilă la București un avion să fie branduit, cum e termenul în zilele noastre, cu chipul aviatorului Gorjan, să poarte numele această aeronavă Vasile Craiu. Bineînțeles că va trebui să aibă și o stradă în municipiul Târgu Jiu și nu doar Vasile Craiu, sunt mulți eroi din primul război mondial care nu au o stradă în Târgu Jiu. Eu am spus așa, stop denumirilor de străzi gen Zambilica și mai știu eu ce flori din astea de câmp neînțelese și care n-au legătură cu istoria noastră și cu personalitățile pe care această urbe minunată le-a oferit țării și istoriei acestui popor. De aceea, nu doar Vasile Craiu și Victor Popescu are nevoie de, dacă nu are, la Victor Popescu, nu știu singur, dar generalul Rasovicianu va trebui să aibă, Ștefan Popescu Voitești va trebui să aibă o stradă în municipiul Târgu Jiu și alte personalități în acest sens. Și loc ar fi. Sunt multe, cum spuneați, cu zambilii și toate sunt străzi de acest gen. Din păcate, și de, să știți că nu putem să schimbăm denumirile pentru că implică o procedură birocratică ulterioară și cetățenii ar fi nevoiți mereu să meargă, să schimbe actele, să ia certificat de nomenclatură stradală și atunci am zis mergem pe străzi care încă n-au primit denumiri. Sunt în municipiul Târgu Jiu, nici nu putem să acordăm acum orice străduță numele unui astfel de erou. Vă dați seama că eu nu mi-aș fi dorit ca Aretia și Gheorghe Tătărescu în Târgu Jiu să n-aibă o străduță, să aibă un bulevard. Pentru că așa merită, un bulevard. Dar ar însemna mii de cetățeni să îi pui pe drumuri și să-și schimbe actele de identitate. Suntem la o emisiune care vorbește despre activitățile dedicate centenarului, ce se fac aici la Târgu sau s-au făcut, și având în vedere coordonați Comisia Centenară la nivelul primăriei și Consiliul Local Târgu Jiu, cum apreciați, să zicem așa, activitatea de până acum? Și să vorbim așa pe puncte ce urmează în perioada următoare, pentru că, iată, vă spuneam, planul acesta, proiectele Comisiei Centenar au fost foarte bine văzute la Ministerul Culturii de vreme ce au primit finanțare. Ce s-a depus aia a fost finanțat. Sigur. Urmează
Am și elaborat, am inițiat 4 proiecte de hotărâre în ultima ședință de Consiliul Local. În contextul centenarului au fost aprobate în Consiliul Local. În primul rând, monumentul, poate e prea mult spus, dar monumentul care, pe care este aplicată placa de la podul Jiului, nu are niciun fel de personalitate, este înghesuit de niște... O stație de autobuz. O stație de autobuz da. Acolo și am aprobat, se demarează proiectul acum, ca pentru, în cinstea celor care au luptat la podul Jiului, să avem un monument cu personalitate. A elisit, făcut o mică piațetă acolo în jurul său cu vegetație, cele două stații de autobuz să dispară de acolo. Va trebui să-i păstrăm forma, pentru că avem proiectele inițiale din 1920, să-i păstrăm forma și placa să fie mult mai vizibil. Vom avea această schimbare pentru 14 octombrie când se fac activități. Ținta aceasta este ca pe 14 octombrie să depunem coroane la acest monument cu personalitate, cum îmi place mie să îi spun. De asemenea, un alt proiect care s-a mișcat totuși destul de greu până acum, dar este vorba și de un parteneriat cu o organizație non-guvernamentală, este acela de a realiza un monument închinat vânătorilor de munte, o armă de tradiție în județul Gorj și cu o placă in memoriam Gheorghe Rasovicianu, generalul Gheorghe Rasovicianu. Acesta va fi amplasat pe terenul proprietate al Asociației Cadrelor Militare în Rezervă, Clubul Ofițerilor Suboficerilor de pe strada Olteniței, fostă Olteniței. În zona centrală, da. Constantin Stancioviș Brănișteanu, colț cu Brâncuș. Am reușit, personal am fost la St. George Bay, am luat piatra necesară care să găzduiască un șoim din bronz. Demarăm procedura de achiziție acestui șoim prin Uniunea Artiștilor Plastici din România, pentru că am învățat câteva lucruri în ultima perioadă și nu vreau să ne trezim cu astfel de monumente care ulterior să fie date jos. N-au avut aprobare, să spunem așa. N-au avut aprobare sau că se contestă unii pe alții. Și atunci am zis să apelăm la Uniunea Artiștilor Plastici din România și să achiziționăm de la un artist membru UAP o astfel de lucrare. Spuneam că acest soclu de 2 metri este deja în Târgu Jiu adus, a trebuit să fie finisat, ajustate anumite muchii pentru a fi amplasat. Este, iată, un alt proiect despre care am vorbit. Începem să facem achiziția pentru uniformele care vor fi găzduite în acest muzeu al Ministerului Trebilor din Lăuntru. Și acolo cetățenii, turiștii vor putea vedea uniforme, replica unor uniforme de pe vremea lui Cuza. Încercăm să aducem și o uniformă de panduri, pentru că pandurii s-au ocupat și de stabilirea ordinii interne, publice, da, sigur. Da. Jandarmii, uniforme foarte vechi și din perioada regalistă, perioada războiului de independență. Să vedem și cât ne ajung fondurile pentru așa ceva. Aici Asociația Cadrelor în Rezervă din MAI, mă refer aici, și domnul general Codiță are un rol important. Dânsii au o bază de date cu documente foarte bine pusă la punct, care va putea fi cercetată la acest muzeu, acest centru de documentare, să zicem. Eu, așa. Apropo de filmul cu Popilian, da, de proiecte, știți, vocea, să zicem așa, oamenilor, când va fi gata asemenea muzeu, pentru că da, proiectul există, el are și finanțare, dar când vom putea vizita muzeul respectiv? Ținta este 1 decembrie. Da, destul de aproape. Sigur. Și bănuiesc, clădirea mai necesită și... Clădirea mai necesită și niște intervenții. Prin acest proiect de hotărâre am aprobat și intervențiile necesare de la bugetul local, clădirea fiind proprietatea primăriei municipiului Târgu Jiu
și este dată într-adevăr spre folosință cadrelor în rezervă și retragere din Ministerul de Interne. Dânsii pot gestiona și acest muzeu și clădirea în bune condiții. În zona Bradului, sada Bradului este această clădire, încă un obiectiv de vizitat în municipiul Târgu Jiu, ceea ce nu e puțin lucru, să zicem așa. Da, apropo de partea vizibilă de istorie a acestei urbe, acest muzeu poate contribui la ea ca și obiectivul celălalt de care vorbeați, monumentul dedicat vânătorilor de munte. Să nu uităm că primele unități de vânători de munte se înființează în 1917 și gorjenii au o contribuție importantă și sigur, nu numai generalul Rasovicean, dar sunt și alții. În același timp, aceste obiective pot să schimbe fața orașului și în același timp arată și că nu uităm trecutul și că suntem mândri de ce s-a întâmplat în aceste locuri. Avem o obligație, pentru că, iată, că 100 de ani, din păcate, în loc să ne prindă uniți, ne găsesc mai dezbinească niciodată. Și dacă fiecare din cei care astăzi au o părere contrară față de celălalt, care e tot un român, s-ar opri câteva momente și s-ar gândi că ce a spus bunicul, străbunicul, câte sacrificii au făcut oamenii ăștia ca România să fie așa cum am primit-o noi, generația noastră de la ei, cred că s-ar gândi un pic mai mult când l-ar înjura pe cel care este tot un român de lângă el. Sau când ar arunca cu ceva în forțele de ordine sau când forțele de ordine ar folosi poate mai mult decât este normal forța. E o mare provocare pentru România în acest moment. O mare provocare. Și având în vedere că ne apropiem, suntem în plin an centenar și vom avea foarte multe evenimente în această toamnă, inclusiv la Târgu Jiu, de la 1 ianuarie deținem președinția Comisiei Europene, deci sunt multe alte lucruri care ne așteaptă și această dezbinare nu ne face deloc bine. Da, sunt mulți care ne ajută să fim așa. Din păcate. Dar din păcate. Mergând mai departe și vorbind de evenimentele din această toamnă, nu pot să insist puțin pe una dintre, o consider eu, poate cea mai importantă lucrare care se desfășoară sau ar trebui să se desfășoare la Târgu Jiu în acest an, mai ales că avem o primă parte a finanțării. E vorba de Calea Eroilor, care are deja o finanțare de 2 milioane de euro de la guvern. Pentru a începe. Bine, până la cât vor fi câteva zeci de milioane care se vor cheltui până la final. Dar deocamdată, în afară de, știm că sunt banii, cel puțin la nivel public nu s-au aflat foarte multe. Și în același timp, să nu uităm că Calea Eroilor este într-un proces de evaluare la UNESCO care ne-ar putea aduce în, să zicem, această recunoaștere internațională. Cu siguranță. Deci care e situația cu recunoașterea și în același timp ce ne puteți spune despre lucrările care țin de Calea Eroilor? Aș începe cu lucrările și eu aștept să se demareze o dată lucrările astea. Proiectul propus de Dorin Ștefan, de profesorul Dorin Ștefan cu echipa domniei sale a primit avizele necesare și sunt eliberate documentele pentru a se ține licitația. Așa cum știți, a fost anunțată o investiție a unei companii private, mă rog, CEZ. Pe energie. Pe energie, toate utilitățile să fie îngropate în subteran. Deci, practic, să dispară acele fire. Să dispară acele fire și să fie montate cofrete noi sau firide, cum sunt numite, sau și contorii de energie electrică. Acum aici a apărut o problemă. A apărut până astăzi. Astăzi eu cred că s-a lămurit. Veste de subsidiaritate, în acest sens. De ce? Pentru că pentru acest proiect, prin care se înlocuiau cablurile și se moderniza toată infrastructura privind distribuția energiei electrice în zona Căii Eroilor de la strada Geneva până la coloană,
stânga-dreapta, cu transformatoare în cartierele respective, până în strada Unirii, până în strada Tudor Vladimirescu. Comisia Zonală de Monumente de For Public a invocat un articol dintr-o hotărâre de guvern prin care nu mai pot fi amplasate aceste firide, cofraje, pe domeniul public, la suprafață. Singura variantă pe care o dau ar fi în subteran. Specialiștii de la CEZ au zis și proiectanții, domnule, nu pot fi îngropate în subteran, și a apărut un blocaj. Dintr-o lipsă de comunicare, despre care o să vorbim o dată și o dată, că o să avem timp, lucrurile nu s-au mișcat foarte repede pentru a găsi o soluție. Eu nu am cerut la nivelul primăriei, în urmă cu 2 săptămâni, să ne vedem într-o formulă cu toți responsabilii în acest sens. Nu s-a dorit asta, mă rog, s-au făcut o felul de acuze că Tudor și-a băgat coada acolo, mă rog, niște aberații, că atunci când nu poți să faci ceva, dai vina pe altul. Da, în fine, să fie sănătos. Astăzi a fost o întâlnire și cu reprezentanții CEZ Oltenia, a fost o întâlnire și cu membrii din Comisia de Monumente, Zonală de Monumente de monumente, și cu directorul de la Direcția Județeană de Cultură, serviciul nostru de tehnic și investițiile, domnul primar, cei doi viceprimari, urbanismul. Mă rog, am ajuns și eu, m-am uitat, cred că cu vreo câteva minute mai târziu, am stat vreo 30 de minute să aud ce s-a făcut acum 5 ani, 3 ani, cu reproșuri, cu nu știu ce. Și, în final, am găsit o soluție, pentru că putem monta ce se întâmplase. Pentru aceste cofraje care pe o porțiune de Calea Eroilor există deja montate, da? Și le vedem pe trotuar, lipite de garduri, cu acele cutii gri mari, există. Pentru asta, profesorul arhitect Dorin Ștefan a propus ca acestea să fie încastrate într-un mobilier urban. Bun. Adică să facă ce? Să facă o terasă, un panou, ceva? Un mobilier urban însemnând un, să fie un gard care să le mascheze chiar, să dubleze pe o anumită porțiune gardul proprietăților. Deci nu toată porțiunea, cum se discuta, că vom avea așa un gard de la poartă până la coloană, stânga-dreapta. Nu. Sau cu bănci, sau cu, mă rog, coșuri de gunoi, pergole și așa mai departe. Sunt planșele la primărie, există soluții în acest sens, pentru asta s-a și obținut avizul de la Ministerul Culturii. Pentru cele noi care trebuiesc acum amplasate, nu se putea obține avizul pentru că se invoca, v-am zis, această hotărâre de guvern. Dar juridic s-a găsit soluția și asta am și propus și eu. Dom'le, scoatem din domeniul public al orașului porțiunea respectivă de 50 de centimetri pătrați pentru fiecare astfel de cofret, da? Îl introducem în domeniul privat al municipiului Târgu Jiu, îl dăm în folosință gratuită CEZ-ului, care face investiția asta, și eu le mulțumesc pe această cale, pentru că totuși e o investiție importantă, importantă, 20 de miliarde de lei vechi. Și ele vor fi la fel mascate, îmbrăcate cu un astfel de mobilier urban, ăsta e termenul pe care îl folosesc specialiștii. Întrebarea și ce mă interesa pe mine, am stat în permanentă legătură cu cei care se ocupă de dosarul UNESCO și în timpul ședinței, am avut discuții cu dânsii dacă e posibil o astfel de variantă și dacă ne încurcă. Răspunsul a fost, e ok, deci puteți să avansați așa. Din punct de vedere estetic, am întrebat membrii comisiei zonale, aveți o problemă că vor fi, dar vor fi mascate de acest mobilier urban? Au spus că nu, ei nici la început nu au avut o astfel de problemă și pentru asta mai ales există avizul Ministerului Culturii. Și atunci problema se pune din punct de vedere juridic, că pe domeniul public nu mai poți să montezi astfel de cofrete. Acum, că s-a dat hotărârea asta de guvern nu știu acum câți ani, 3 ani, 4 ani, modificată și așa mai departe, că nu s-a aplicat până acum, că asta era discuția. Dom'le, dar pe strada cutare de ce? Dar pe strada cutare de ce? Dom'le, hai să găsim soluții și să începem de astăzi înainte. Că tehnic sunt soluții. Mă rog, e bine că s-a găsit varianta asta, e bine că putem să avansăm. Deci, practic, s-au deblocat lucrurile. S-au deblocat lucrurile, a rămas ca serviciul agricol și
domnul Gianu, care, în care am încredere ca un profesionist al primăriei, când vorbesc de aplicarea legii și de soluțiile astea care trebuiesc puse în aplicare, au demarat deja procedurile pentru a rezolva problema respectivă. Sper să nu mai apară și altceva. Și sper, când vorbim de investiții și mai ales în zona căii eroilor, unde sunt foarte strict și greu mă pot convinge unii sau alții să facem compromisuri, să nu mai vadă unii doar aplauze și atât. Avem o responsabilitate. Calea Eroilor este un monument în sine. Un monument în sine. Avem un dosar UNESCO depus. Un dosar depus la UNESCO și care nu trebuie să, pe care nu trebuie să-l punem în pericol. Și atunci trebuie să mergem mai departe. E urât ce s-a întâmplat în ultima perioadă. Efectiv, am aflat foarte târziu de povestea asta, pentru că am aflat din presă o dată că va face CEZ această investiție foarte bine. Mi-a spus punctul de vedere că eu n-am văzut din partea lor niciun fel de document și lucrurile trebuia să se miște, pentru că mai departe noi trebuie să facem o licitație și să începem să amenajăm Calea Eroilor. Da, pe aici, pe lângă faptul că vin niște bani în plus, adică astea ar fi trebuit poate făcute prin efortul primăriei și automat erau niște bani cheltuiți, acum, practic, resursele acestea de 2 milioane de euro se pot folosi în alte lucrări pentru de 20 amenajare. De miliarde. Da. Nu, în afară de ăștia 20 de miliarde, deci da, ar fi fost cheltuiți pentru lucrarea aceasta. Aceasta o sponsorizează, să zicem, o parte așa. O parte din ele, sigur. Da. Deci noi trebuie să dăm drumul cât mai repede la investiția care asta. Care este situația la partea cealaltă? Așteptăm licitații. Care poate fi? Păi trebuie să fie cât mai repede. Am înțeles. Sunt șanse ca în acest an să demareze lucrările în afară de cele ale CEZ-ului? Pentru că și acelea presupun o durată și o, să zicem, un pot fi șatier. Declanșate în paralel, deci da? Pe anumite porțiuni se poate lucra în paralel, n-ar fi o problemă în acest sens și oricum execuția din partea CEZ se poate face fără probleme. De ce? Pentru că va fi licitație, vor fi contestații, va fi scandal că trăim în România. Eu sper să nu. Eu sper să vină o firmă serioasă care să facă ce trebuie. Că, iarăși vă spun, aici e o zonă unde nu trebuie să facem compromisuri și nici nu mă las nici intimidat și n-am nici emoții că nu știu ce om de afaceri trebuie să ia niște lucrări pe aici. N-am niciun fel de... Pentru cei care se uită la noi, pe lângă la ce ar trebui să aștepte, adică ce lucrări se vor face din ăștia 2 milioane de euro? Păi pe zona respectivă, începând de la strada Popa Șapcă, începem discuția asta, deci dacă pentru înlocuirea rețelei electrice discutăm de la strada Geneva, în zona străzii 16 Februarie și Mărășești în mare parte, aici va începe înlocuirea, va începe montarea granitului, pavajului, a stâlpilor de iluminat public, a mobilierului urban. Am luat o decizie în Comisia de Circulație de a interzice parcarea pe Calea Eroilor, pentru că nu cred că va fi o mare suferință că 27-30 de mașini nu vor mai putea parca pe Calea Eroilor. Calea Eroilor trebuie să fie o cale atunci când te uiți de la poarta Sărutului să vezi o Calea Eroilor liberă de astfel de mașini, panouri, publicitare. Suntem pe ultimul minut al emisiunii, n-am fost atent și încerc scuze la mesaje. Sunt două mesaje, unul dintre ele spune așa: bună ziua, cu scuze că n-am urmărit emisiunea de la început, aș vrea să știu când vom avea Calea Eroilor în formula discutată de primărie. Proiectul, să știți că oricum avea termen de, dacă nu mă înșel, de 3 ani pentru a fi realizat, dar aici vorbim, sau poate 4 ani, aici vorbim și de parcările subterane care trebuie să executate în zona căii eroilor. Dar ea, din punct de vedere al amenajării peisagistice, se poate realiza și într-un an de zile. Da, și un telespectator vă felicită pentru ce face și vă dorește succes în viitor. Noi vă urăm succes în ce faceți, vă mulțumim pentru prezența la emisiune, timpul. Și eu vă mulțumesc pentru că, din păcate, puține emisiuni le mai dedicăm centenarului. Sau puține emisiuni dedicăm centenarului
și sunteți una din televiziunile care faceți acest lucru și foarte bine că faceți. Vă mulțumim, dragi telespectatori, a fost emisiunea Panoramică, a fost cu noi domnul Adrian Tudor, viceprimarul municipiului Târgu Jiu. Mulțumim pentru atenție, la revedere!